Dacă în urmă cu ceva timp COVID-ul era pe buzele tuturor, acum ipoteza unui posibil război pare să creeze panică în rândul oamenilor. Dar ce părere au tinerii, cei care ar fi principalii vizați într-un asemenea scenariu? După ce în spațiul public au fost readuse în lumină informații privind războiul, cât și ce pedepse riscă românii care își provoacă răni sau falsifică documente pentru a se sustrage de la încorporarea în armată în timp de război sau pe durata stării de asediu, oamenii au avut diverse opinii atât despre război cât și despre pedepsa cu închisoarea. În urma întrebărilor adresate de către echipa Mehedințiul meu, se pare că tinerii din municipiul nostru sunt extrem de curajoși și ar alege să meargă la război. Tinerii care practic n-ar vrea să meargă la război ar lua 7 ani de închisoare. Tu ce ai alege? Să mergi la închisoare sau să mergi în război? Să merg în război, vă dați seama. Nu să merg la închisoare. Un sondaj a fost realizat și mulți tineri ziceau că mai bine merg la închisoare, că au mâncare asigurată, nu-i omoară nimeni. Păi da, da, și depindea cu cât stai la închisoare, adică... 7 ani, între 3 și 7 ani. De 3 și 7 ani, să mergi 3 ani ar merge, dar 7 ani nu cred că aș rezista. Adică mai bine mergi la război. Și îți faci și datoria pentru țară totodată. Da. Pe o parte, da, vă dați seama. Conform Constituției, la declararea mobilizării și a stării de război sau la instituirea stării de asediu, îndeplinirea serviciului militar în calitate de militar în termeni ori rezervist devine obligatorie pentru bărbații cu vârste cuprinse între 20 și 35 de ani, care îndeplinesc criteriile pentru a îndeplini serviciul militar. Tu ce ai alege? Să mergi în război sau să faci între 2 sau 7 ani de închisoare? Să merg în război. Foarte mulți tineri au spus că mai bine ar merge la închisoare pentru că e mâncare asigurată, nu-i omoară nimeni. Nu. Deci tu ai alege să mergi în război pentru țară. Da. Tinerii afirmă faptul că da, ar merge la un potențial război și și-ar face datoria față de țară, chiar dacă asta ar însemna să-și piardă propria viață. Noi suntem un sistem deja. Exact. Da, vechi ne-a avea tot. Da. Tot am ajunge acolo. Fapta persoanei care în timp de război sau pe durata stării de asediu își provoacă vătămări integrității corporale sau sănătății, simulează o boală sau o infirmitate, folosește înscrisuri false sau orice alte mijloace în scopul de a se sustrage de la serviciul militar, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.